Bine v-am regăsit! Oamenii au fost și vor fi întotdeauna fascinați de ceea ce nu înțeleg. Așa apar concepții și credințe pseudoștiințifice. Am vorbit despre pseudoștiință în materialul cu același titlu, găsiți linkul în descriere. Așa a apărut de pildă astrologia. Mișcarea aparent haotică a celor cinci planete vizibile cu ochiul liber, Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn, i-au făcut pe oamenii de acum mii de ani să considere aceste corpuri ființe. Doar se mișcă, nu? Și nu numai că se mișcă, se mișcă impredictibil, așa că trebuie să fie ființe. Și pentru că trăiesc acolo sus, în ceruri, nu pot fi oameni, așa că sunt zei. Și dacă sunt zei, au puteri supranaturale. Și au și ele nevoie de distracție, ființele astea, singure acolo sus, așa că se distrează jucându-se cu destinele noastre. Și cu toate că știm de mult că planetele, soarele și luna nu sunt zei, o grămadă de oameni cred în continuare în astrologie. Și asta pentru că ignoranța științifică are inerție foarte mare. Ea nu poate fi oprită nici de logică, nici chiar de știință. Poate voi vorbi despre asta într-un material, mai ales că are legătură cu efectul Dunning-Kruger, despre care de asemenea am vorbit în videoclipul cu același titlu. Același lucru s-a întâmplat cu unele invenții ale lui Tesla, pentru că cei care le-au popularizat la vremea lor, jurnaliști în cea mai mare parte, nu înțelegeau principiile lor de funcționare, au creat în jurul acestor invenții o aură de mister și chiar de supranatural. Mai ales că ziarul se vinde mult mai bine dacă condimentăm din belșug și dramatizăm faptele până dincolo de adevăr și chiar dincolo de limitele bunului simț. Dar invențiile lui Tesla, foarte ingenioase și unele foarte folositoare, nu încalcă niciuna, așa cum cred unii, legile naturii. Și nu există niciuna a cărei funcționare să nu poată fi explicată cu ajutorul fizicii. Și niciuna dintre ele nu produce energie. Poate voi vorbi și despre asta cândva. Ei bine, avem și pe plan național acest efect de mistificare în legătură cu câteva invenții sau realizări tehnice. Una dintre ele este cea a pilelor Carpen, despre care găsim în presă și pe internet titluri ca invenția românească care a uluit lumea. Descoperirea ce pare că nu poate fi explicată. Invenția genială a unui roman îngropată de zeci de ani. A unui roman. Suntem mari patrioți, dar ne batem joc de limba noastră prin lene. Neelene până și să folosim diacritice, până și în titluri. Alte titluri. Invenția care pare definitiv pierdută. Pilele Carpen, sistemul producător de energie electrică, fără să consume ceva în schimb. Cea mai mare enigmă a tehnicii românești și multe altele. În cele ce urmează, voi încerca să vă demonstrez cât sunt de absurde astfel de titluri și de ce nu trebuie să aveți încredere în ele. Nicolae Vasilescu Carpen a fost un fizician, inginer și inventator român născut la Craiova, care și-a făcut studiile universitare la Paris și a fost membru al Academiei Române. Tot la Paris și-a dat și doctoratul. A realizat la Băneasa primul telegraf fără fir din estul Europei și a fost rector al Politehnicii București timp de 20 de ani. Toate aceste informații le găsiți foarte ușor în multe locuri pe internet. Găsiți de asemenea, de aceea nu le voi înșira aici, lucrările, studiile și contribuțiile lui științifice excepționale. A fost un român cu care ne mândrim, un mare om de știință. Dar vă asigur că Vasilescu Carpen ar fi foarte mirat și chiar supărat dacă ar vedea titlurile pe care le-am înșirat din mai multe motive. Întâi, pentru că el n-a spus că pilele care azi îi poartă numele dau energie electrică fără să consume ceva în schimb. Și n-ar fi spus niciodată așa ceva, deoarece cunoștea, evident, legea conservării energiei.
Dimpotrivă, el și-a descris pilele ca fiind pile termoelectrice, adică pile chimice care transformă căldura mediului ambient în energie electrică. Acestea sunt cuvintele lui Carpen și cel care a scris fără să consume ceva în schimb sau nici măcar nu s-a deranjat să citească ce a spus Carpen despre pilele lui sau a denaturat adevărul pentru a-și vinde mai bine articolul. Alt titlu, invenția românească care a uluit lumea. Pilele termoelectrice Carpen sunt foarte ingenioase și interesante, dar din punct de vedere energetic nu sunt unice. Există în muzeele de știință ale lumii multe alte dispozitive care fac în principiu același lucru. Iau căldură din mediul ambient și o transformă fie în energie electrică, fie în energie mecanică. Și veți vedea imediat că acest lucru este posibil fără încălcarea principiului al doilea. Am vorbit despre câteva astfel de dispozitive în materialul Perpetuum Mobile. Găsiți de asemenea și acest link în descriere. Dar asta nu scade cu nimic meritul lui Vasilescu Carpen. Pilele lui sunt o realizare originală și foarte importantă din punct de vedere teoretic. Și cine știe, poate cineva va găsi cândva și aplicații practice. Dar niciun om de știință, mai ales specialist în electrochimie, nu este uluit de aceste dispozitive, dacă, bineînțeles, le-a studiat. Acum ajungem la partea cea mai interesantă, partea care face ca, dintr-un anumit punct de vedere, pilele Carpen să fie unice. Avem titluri ca descoperirea ce pare că nu poate fi explicată și cea mai mare enigmă a tehnicii românești. În descrierea acestui videoclip găsiți un link spre o lucrare științifică descrisă în revista de știință și tehnică, publicată în 31.07.2016. Acolo sunt demonstrate, pe baze experimentale, electrochimice și termodinamice, următoarele trei lucruri. 1. Pilele Carpen nu sunt de fapt pile, ci condensatori electrochimici cu autoîncărcare. Tehnic vorbind, sunt condensatori cu strat dublu. 2. Sursa de energie necesară generării energiei electrice este căldura din mediul ambient, așa cum de altfel a spus însuși Carpen, dar se pare că unii știu mai bine decât el. Și 3. Dispozitivele primesc căldură din mediul ambient, deoarece partea lor se răcește în urma unor reacții chimice. Sper că nu vi se pare ciudat, se învață la liceu că există reacții chimice care au nevoie de căldură ca să se desfășoare și atunci ele răcesc mediul în care are loc reacția. Deci funcționarea pilelor Carpen nu încalcă nici principiul întâi și nici principiul al doilea al termodinamicii și nici n-aveau cum, nimic nu încalcă legile naturii, din fericire, altfel n-aș fi aici să vă vorbesc și voi n-ați fi acolo să mă ascultați. Nu încalcă principiul întâi deoarece nu produc energie, ci transformă căldură în energie electrică. Și nu încalcă principiul al doilea, deoarece transferul de căldură are loc printr-o diferență de temperatură, de la cald la rece. Se întâmplă următorul lucru. Când condensatorul se descarcă pe un circuit, deci dă energie electrică, zona cu electrolit din jurul unui electrod se răcește. Apoi, dacă decuplăm circuitul, zona respectivă primește căldură din mediul ambient și condensatorul se autoîncarcă. Deci funcționarea pilelor Carpen nu numai că poate fi explicată, ea este explicată și nu este o enigmă pentru specialiști. Și dacă vă străduiți un pic, mai găsiți și alte lucrări care analizează și explică funcționarea acestor dispozitive. Ca să preîntâmpin întrebări de genul de ce nu se observă această răcire la pilele de la Muzeul Tehnic, fac precizarea că la intensitățile și puterile extrem de mici ale acestor pile, răcirea este practic insesizabilă. Dar vă asigur că ea există pentru că a fost pusă în evidență, după cum puteți afla citind articolul pe care îl găsiți la linkul pe care l-am atașat.
cât despre titlurile, invenția care pare definitiv pierdută și invenția genială a unui roman îngropată de zeci de ani, puteți judeca și singuri cât sunt de adevărate, din moment ce pilele sunt expuse la Muzeul Național Tehnic și oricine dorește are acces la descrierea lor completă. Se știe tot despre configurația și compoziția pilelor Carpen. Dacă doriți, le puteți face acasă și le puteți studia acasă. Vă trebuie o bucată de aur, una de platină, acid sulfuric și niște sticlărie și niște sârme. Vă asigur că nu va veni nimeni de la SRI, de la MI7 sau de la CIA ca să vă ia dispozitivul. În concluzie, dacă doriți informații științifice corecte, luați-le de la cei care se pricep, nu de la vânătorii de senzațional, nu de la cei care doresc să-și vândă materialele, nu de la cei care doresc popularitate cu orice preț și mai ales nu de la cei care n-au învățat nimic la fizică și chimie în liceu. Nicolae Vasilescu Carpen a fost un om de o valoare excepțională și are atâtea realizări, lucrări și studii extraordinare, încât n-are nevoie de minciuni ca să fie apreciat de cei care îi pot înțelege munca. Nimic nu poate produce energie. Energia poate fi doar transformată dintr-o formă în alta. Iar Nicolae Vasilescu Carpen știa asta foarte bine și dacă ar trăi, v-ar confirma cu siguranță acest lucru. Iar pilele lui transformă căldură în energie electrică folosind un transfer de căldură între două corpuri cu temperaturi diferite. Închei cu o întrebare. Există mulți români care au avut realizări științifice și tehnice excepționale. Oare nu le-am cinsti mai frumos memoria încercând să înțelegem ceea ce au realizat decât crezând orice tâmpenie? Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!